Dragi copii, bine v-am găsit la lecția cu litere. Astăzi ne vom juca cu cuvinte care conțin sunetul f. Ne vom gândi dacă întâlnim sunetul f la început, la începutul cuvântului, la mijlocul cuvântului sau la sfârșitul cuvântului. Vom sorta niște cuvinte și le vom așeza în dreptul fluturașilor pentru a arăta unde se află sunetul f. Am pregătit aici niște imagini pentru voi, sunt cuvinte care conțin sunetul f. Ne vom uita la fiecare imagine și vom scrie de dedesubt cuvântul respectiv, cuvântul din imagine și vom localiza unde se află Sunetul F, respectiv litera F. Vă amintesc că vorbim despre sunetul F atunci când ne referim la cuvintele rostite. Și vorbim despre litera F atunci când ne referim la cuvintele scrise. Să începem! Voi aduna toate cartonașele cu imagini. Eu nu am imprimantă, de, de aceea am desenat imagini pe niște bucăți de hârtie. Bun. Haideți să vedem. Prima imagine este ceva care arde. Ce este? Foc. Foarte bine. Să scriem. Foc. Voi scrie chiar cu roșu. Foc. F. O. Foc. Acest cuvânt are o singură silabă. F se află la început. Aici este litera F. Atunci așezăm cuvântul foc la fluturașul de aici. Următorul cuvânt. Este un obiect de forma aceasta care se pune pe cap la petreceri. Coif. Coif spuneți și voi. Coif. Să scriem. Coif. C. O. I. F. Coif. Cuvântul are o silabă. Litera F se află aici la sfârșit. Coif. Îl vom așeza la fluturașul acesta. Căutați printre imaginile voastre imaginea care are aceste trei fructe mov sau ușor albastre, Sunt niște fructe mici, ușor violet-mov și denumirea lor începe cu A. Afine. A fine, a n a, fi, ne. A fi, ne. Să despărțim în silabe. A, fi, ne. Cuvântul are trei silabe. Litera f se află aici, la mijloc. Sunetul f se aude la mijloc. Așezăm cuvântul aici. Căutați această imagine. Este un obiect de îmbrăcăminte pe care îl folosim noi iarna să ne-l punem la gât. Este un fular. 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 F Fu U F U L A R lar. Fu lar. Cuvântul fular are două silabe. Prima silabă este fu, a doua silabă este lar. Sunetul F se află chiar la început. Iată și litera F aici. Desenăm un punctuleț sub litera F. Așezăm cuvântul aici. Această imagine ceva care arde este un foc, desigur, dar am mai avut cuvântul foc, iar această imagine se referă la ceea ce iese în sus. Este fum. Fum. F u m. Fum. Cuvântul fum are o singură silabă și f se află la început. Sunetul f se aude la început, litera f se află la început. Fum. Unde îl așezăm? La primul fluture. <coughs> Ce avem aici? Avem o păstaie și trei boabe de... Este un cuvânt care începe cu F, este o legumă care începe, la care denumire, începe cu F. Fasole. Fa-so-le. F A Fa, prima silabă, so. S O So Le L fasole. Cuvântul fasole are trei silabe. Sunetul F se aude la început. Litera F, iată chiar aici, în prima silabă, silaba FA. Așezăm la primul fluture. Această imagine are mai multe numere, le mai spunem noi și numerele de la 0 până la 9, inclusiv se numesc cifre. Fiți atenți! Ci, fre, f, r, e. Fiți atenți, avem aici grupul de litere ci. Ci, fre. Avem două silabe. Unde se află f? Este în interiorul cuvântului. Cifre. Așezăm cuvântul în dreptul acestui fluture. Căutați-l pe trăgălașul acesta. Este un <coughs> elefant. <coughs> elefant. Să vedem. E, prima silabă. Le, a doua silabă. L, E. Fant. F. A. N. Verificăm și ne și despărțim în silabe. Și despărțim în silabe. E-le-fant Unde se află sunetul F în cuvântul elefant? La mijloc. Iată și litera. Așezăm elefantelul la fluturele numărul 2. Căutați această imagine. Acesta este un pantof. Este unul singur. Dacă avem doi, spunem pantofi. Se au de la sfârșit i, pantofi. Dar noi avem doar unul. Este un pantof. Pan tof. Pan p a n. Pan tof. T, O, F. Despărțim în silabe. Pan, tof. Unde îl avem pe F? La sfârșit. Așezăm cuvântul aici. Iată ce imagine am una misterioasă. Oare ce am vrut să desenez aici? acesta este pământul și acest, punctele acestea mici am vrut eu să fie o pulbere fină care stă pe pământ și se numește, se urcă pe pantofii noștri și ne murdărește și se numește praf. Praf. P. R. A. F. Praf. Sunetul F se aude la sfârșit și înscris iată și litera la sfârșit, praf. <coughs> Așezăm cuvântul aici. Penultima imagine este O. Este un boschet și îi spunem tu Tu, prima silabă, tu, fish f i sh să despărțim în silabe tu fish marcăm locul lui f la mijloc și așezăm cuvântul aici Ultimul cuvânt este un drăgălaș de pitic, dar urechile lui ne indică faptul că este un elf elf e l f elf o silabă și f se află aici la sfârșit aici îl așezăm da? bun am pentru voi o întrebare capcană iată două cuvinte Atenție, vreau să vă sugerez să fiți atenți atunci când pronunțați și când scrieți cuvintele. În vorbire, atunci când pronunțați cuvintele, litera, sunetul F poate fi ușor confundat cu sunetul V. Care dintre aceste două este, cuvinte este corect? Elf sau elv? Elf sau elv? Cuvântul corect este elf. Da, trebuie să pronunțăm corect elf. Acesta nu este corect. Încă o provocare. Spunem morcov sau morcov? Morcov sau morcov? Cuvântul morcov se termină cu V sau cu F? Foarte bine, cuvântul morcov se termină cu V. Aceasta nu e varianta corectă. Fiți atenți când pronunțați. Iată un cuvânt nou, provocare nouă. Vifor sau fifor? Viforul este un vânt puternic care bate iarna. Vifor sau fifor? Care este varianta corectă? Prima este varianta corectă. Vifor cu V. Acesta nu este corect. Ultima provocare de astăzi. Var, far. Var, far. Ambele cuvinte sunt corecte. Ambele au trei litere, ambele au o singură silabă, diferă doar prima literă. Var, far. Var este cel cu care văruim pereții, farul este cel care luminează la mașini, de exemplu. Fiți atenți când pronunțați. Var, far. Bun, haideți să aruncăm o ultimă privire la fluturașii noștri și la cuvintele pe care le-am ordonat aici și să repetăm, să vedem ce cuvinte avem și unde se află F. Cuvinte care încep cu F: Fasole, fum, fular, foc. Voi așez aici cuvinte care au pe F la mijloc tu fiș elefant cifre afine bun și cuvinte care se termină cu F elf praf pantof, coif. Asta a fost tot pentru astăzi. Până data viitoare, rămâneți cu bine și nu uitați, exersați pronunția corectă. La revedere!